seara! Bucuroși de oaspeți! Astăzi, în această zi frumoasă de toamnă, aici, în acest local minunat, este mare sărbătoare, căci ați adus în fața cumătrilor cele mai gingașe, cele mai plânde ființe, pe scumpii voștri copilași. Dați-ne voie să vă felicităm cu acest frumos miracol. Vă dorim multă, multă sănătate, putere, răbdare, aș spune eu că chiar și buzunarul mai mare. Atunci când vor avea succese, să împărtășiți împreună toate bucuriile și să le dați o mână de ajutor atunci când vor avea nevoie. Copilașilor le dorim sănătate, în calea vieții să întâlnească doar prieteni adevărați și să fie înconjurați de oameni buni. O copilărie cât mai fericită lor și vouă o creștere cât mai ușoară. Noi oferim servicii surprize pentru tine și vom pune tradiționala noastră întrebare. Cum credeți? Cine a solicitat felicitarea? Aveți dreptate, țineți o tortă pentru masa de sărbătoare. Ai mărit cu dormire! Avem un buchet minunat. Ne ajutați? O floricică pentru mămica, ceva mai tărișor pentru tăticu și știm noi că aici sunt doi băieței, Ariana și Nikita. Cine sunt ei? Veniți la noi? Voi sunteți, da? Sunteți de acum mari? Și ce sărbătoriți voi astăzi? Serios? Uite că bunica voastră v-a trimis și vouă niște cadouri minunate. Asta este pentru Nikita. Da, uite că am ceva aici și mai scump decât mașina, vezi tu? Îi ții? Asta e pentru Ariana. Și sigur că avem și niște cadouri minunate pentru scumpii dumneavoastră copilași. Și un mesaj care vă aparține. Iată că a sosit și ziua cea mare, ziua când ați mers în fața altarului pentru a aduce în fața Domnului cele mai gingașe și plăpânde ființe. Odată cu botezul, bebelușii voștri nu au numai mamă și tată, acum au și îngeri care va veghea asupra lor pe tot parcursul vieții. Felicitări pentru marele miracol petrecut în familia voastră! Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze copilașii, nepoții noștri, Ionela și Daniel. Le-ați făcut părinților cel mai mare, mai pur și mai frumos cadou. Voi sunteți universul lor. Voi sunteți cei care îi face să zâmbească. Voi sunteți cei care îi alină. Voi sunteți cei care contează cel mai mult pentru ei. Tot ce leagă cerul de pământ este frumos. Curcubeul, ploaia de stele, roua dimineții, fulgii de zăpadă. Dar cel mai frumos este zâmbetul unui copil. În această zi specială, noi venim cu urări de bine. Vă dorim multă sănătate, fericire, o copilărie plină de clipe frumoase și liniștite. Să împliniți absolut tot ce îți vei dori în viață. Să nu cunoașteți necazul, supărarea și tot ce e rău să vă ocolească. Dumnezeu să vă binecuvânteze, scumpii mei, să vă arate drumul cel drept și să vă dăruiască puterea de a învinge, de a găsi înțelepciunea, bunătatea și pacea în viață. Iar noi vom fi mereu alături pe acest parcurs. Scumpii noștri, Magdalena și Ion, felicitări cu această zi specială! Vă dorim multă sănătate, putere și răbdare. Ne pare rău că viața a făcut să ne aflăm departe de voi, dar cu gândurile și sufletele suntem aproape. Cel mai prețios cadou care poate exista sunt acești frumoși copii ce aduc dragostea, au ochi sclipitori și vă face să zâmbiți, iar în fiecare clipă vă amintește că trăiți. Ei sunt stele norocoase de pe cerul dimineții.
să le păstrați strălucitoare, căci acesta e sensul vieții. Fie calea luminoasă, presărată doar cu flori, fiți mereu mândria noastră, să creșteți mari, scump, puișori. Cu multă dragoste și dor, vine bunicuța Elena împreună cu moșul Anatol. Felicitări dumneavoastră! Știți, dragii noștri, cred că prin intermediul nostru sunt și ei, aici, lângă dumneavoastră. Puteți să le transmiteți un mic mesaj? Și am mai spune, să trăiască finuțul nostru, dacă am putea, i-am da casa, cerul, soarele, străjerul, leagănul, vântul, iar masa, pământul. Felicitări dumneavoastră! Woo!